Lumina soarelui este nutrientul esențial al vieții. Dar pot oare oamenii să trăiască ani de zile fără să mănânce sau să bea, hrănindu-se doar cu energie solară? Se spune despre corpul uman că poate supraviețui doar câteva zile fără apă și nu mai mult de 30-40 de zile fără hrană. Există însă în lume oameni care pretind că pot trăi fără a ingera hrană sau chiar apă cu o singură condiție: să beneficieze de lumina soarelui. Această practică veche de mii de ani a creat controverse în rândul oamenilor de știință. Cercetătorii au investigat câteva cazuri extrem de mediatizate de oameni care pretind că nu mănâncă ani întregi și totuși supraviețuiesc bucurându-se de o sănătate de fier. Aceștia sunt numiți autotrofi, o denumire dată organismelor capabile să transforme energia solară în hrană prin fotosinteză. Numai că specialiștii nu pot explica și mecanismul prin care autotrofii supraviețuiesc. Practicanții acestei tehnici susțin că alimentele și, în unele cazuri, apa nu sunt necesare pentru supraviețuire și că oamenii pot fi susținuți numai de energia solară. Prahlab Jani, un ascet indian născut pe 13 august 1929 în Guarajat, India, ar fi trăit fără apă și mâncare mai bine de 70 de ani. El spunea că a plecat de acasă la vârsta de 7 ani pentru a descoperi misterul spiritual după ce a primit binecuvântarea a 3 zeițe hinduse. Cazul ascetului Prahlab Jani a atras atenția oamenilor de știință. În 2003 și 2010 a fost internat într-un spital din Ahmedabad, India, pentru a fi studiat de către cercetători care sperau să găsească o soluție care ar permite militarilor să poată rezista perioade îndelungate fără provizii. Bărbatul a fost supus la mai multe teste medicale, iar singurul său contact cu orice formă de lichid a fost în timpul îmbăierii și al gargarei, saliva fiindu-i supusă analizelor. Testele au demonstrat că în acel moment, creierul său arăta ca al unui om de 25 de ani. În plus, doctorii spuneau că în ciuda înfometării din cele 2 săptămâni de monitorizare, organismul lui Jani era mai sănătos decât al unui om de 40 de ani. Studiul a concluzionat că Prahlab Jani a reușit să supraviețuiască sub observație timp de 2 săptămâni fără hrană și apă. El nu a avut nevoie să urineze sau să defecheze, nefiind necesară dializa. Comisia medicală nu a avut nicio explicație științifică pentru acest fapt. Prahlab Jani le-a spus doctorilor cum își duce viața. Deși merg pe jos 100 sau 200 de kilometri prin junglă, nu transpir niciodată, nu obosesc și nici nu simt că îmi este somn. Pot sta în stare de meditație 3, 8 sau 12 ore, uneori chiar și mai multe luni. Indianul a explicat că primește nutrienți dintr-o substanță care curge dintr-o gaură aflată în cerul gurii. Această substanță se numește Amrit sau Amrita în numeroase texte yoghine. Amrit este un cuvânt sanscrit care înseamnă fără de moarte. Mai frecvent, Amrit a fost tradus ca nectarul divin sau nectarul zeilor. Mulți yoghini avansați pretind că au experimentat substanța Amrit, despre care se crede că este secretată de glanda pineală și cea pituitară, atunci când sunt activate de practicile yoga avansate. Ca Prahlab Jani, sunt peste 3.000 de oameni care au ales să renunțe la viața normală și să se retragă din societate, concentrându-și atenția doar pe viața spirituală. Unul dintre aceștia este și Hira Ratan Manek, tot din India. A fost inginer și a renunțat la mâncare în mod deliberat, vrând să demonstreze că organismul uman are mai mult de suferit prin consumul de mâncare solidă decât prin nealimentare. Ratan se hrănește cu apă, sucuri și energie solară. Invitat de specialiștii NASA pentru un studiu,
a trăit timp de 130 de zile doar cu apă și absorție de energie solară pe toată durata supravegherii. Neștiind cum să denumească procesul prin care supraviețuia, specialiștii NASA l-au numit fenomenul HRM, de la inițialele subiectului. Ratan a încetat să consume hrană solidă după un pelerinaj în Himalaya. În fiecare dimineață, stătea la soarele ce răsărea câte o oră, fără să clipească. Acesta era meniul principal. Ocazional, mai consuma câte o cafea, ceai sau alte lichide. Ratan crede că această metodă redă corpului abilitatea naturală de a trăi, fără să fie îngreunat de toxinele generate de hrana solidă. Și creierul se simte mai bine astfel hrănit, spune Ratan. Dar nu numai indienii pot deveni autotrofi. Michael Werner, un chimist occidental, specialist în chimia cancerului, a practicat privitul la soare și susține că a trăit ani de zile fără alimente. N-a mai consumat hrană solidă de la revelionul din 2001, când a mâncat o uriașă porție de salată de cartofi și o bucată mare de tort, după care i s-a făcut rău. A fost doar o indigestie, dar Michael, doctor în chimie, s-a hotărât să renunțe la mâncare. A citit, s-a informat, dar ideea i-a dat-o o prietenă de familie care experimenta hrana solară, renunțând la mâncare. Treptat, Michael a trecut și el pe hrana solară. I-au trebuit doar 3 săptămâni să se adapteze la noua condiție, care îi conferă infinit mai multă vitalitate. Dieta lui zilnică este formată din 4 cești de cafea și 2 sucuri de fructe naturale, plus ocazional un pahar de vin. În rest, soarele dimineții. Spre deosebire de cei care au realizat această performanță în trecut, Werner este un om obișnuit care trăiește o viață plină și activă. Tradiția orientală afirmă de mult timp că cei care se retrag în munți pentru a medita și a se desăvârși spiritual pot fi capabili să supraviețuiască fără hrană și apă, așa cum făceau și sihaștrii de pe meleagurile noastre. Se spune că trupurile lor intră într-o altă stare și din moment ce hrana le-ar împiedica concentrarea în meditație, sunt capabili să depășească supranatural această nevoie. Un grup de călugări jainiști, care fac parte din Societatea Energiei Solare, s-au supus testărilor medicilor pentru a demonstra că postul ascetic reglează tensiunea, pulsul, sistemul urinar, sistemul digestiv și sistemul circulator. Practic toate funcțiile organismului și ale creierului în special. Medicii se străduiesc acum să dezvolte o strategie de vindecare a anumitor boli prin post, o metodă practicată de animale care atunci când se îmbolnăvesc, renunță la mâncare și reduc consumul de energie, dormitând tot timpul. Un studiu de nutriție destul de recent arată că vitamina B12, absolut necesară organismului uman, se regăsește doar în hrana de origine animală. Și totuși, în organismul autotrofilor, se găsește inexplicabil o cantitate suficientă de vitamina B12. Continuând cercetările, s-a descoperit că în intestinul uman există o bacterie care generează componentele vitaminei B12. Deci omul este dotat cu o microfloră capabilă să-l întrețină fără aport din afară. Până la urmă, mitologiile care vorbesc despre cei dintâi oameni ce nu consumau hrană solidă se vor dovedi a fi fost adevăruri de mult uitate. Corpul uman este cu siguranță mult mai fascinant decât ne putem imagina. Mărturie stau abilitățile incredibile dobândite de cei care fac o prioritate din cultivarea acestora prin intermediul meditației și utilizării așa numitei energii vitale. Poate ați auzit de călugării tibetani care rezistă la temperaturi extrem de scăzute, îmbrăcați doar cu o fâșie de pânză. Sau de yoghinii care, grație puterii de concentrare, își pot încetini metabolismul, controla bătăile inimii, temperatura și respirația, până la un punct în care sfidează limitele acceptate de știința modernă.
Nimic nu este întâmplător în lumea creată de Dumnezeu, cu atât mai puțin soarele și relația noastră cu El. Încă din primii ani de viață, petrecerea timpului în bătaia razelor calde de soare joacă un rol esențial în dezvoltarea normală și menținerea stării de sănătate. Soarele răsare în fiecare dimineață și suntem atât de obișnuiți cu asta că nici nu mai băgăm de seamă întreaga sa forță și splendoare sau felul în care aduce la viață întreaga planetă.